Păi, dacă Are în girul categoric. Consiliul Județean? Întrebare. O dezvoltare în actualul context nu merge fără energie. Când a venit, în exemplu, când a venit Bush la putere, a zis avem nevoie de 1300 de centrale nucleare pentru a atinge parametrii economici pe care ni propunem. Peste în plus, cele câte? 1000, peste 2000 cele câte au? Puterea 1300 în plus, noi. Și noi avem nevoie de energie. Totul este energie, știu, un jur. Totul pornește tot de la energie, da? Existența energiei. Problema este să obții o energie cât mai curată. Și mai puțin cât mai poluantă. Puțin poluantă. Și dacă este posibil, regenerabilă. Dar la foamea de energie, la nevoia României viitoare, că o centrală nucleară nu faci pentru România de astăzi. Ea intră peste 10-15 ani în maximul producției. O faci pentru România de mâine, care ai o proiecție, trebuie să ai o proiecție pentru România de mâine. Așa cum va arăta este, România noastră, nu? Cum va arăta țara noastră? Ce va vrea poporul meu? Când vor veni peste, toți tinerii noștri peste 5, care peste 20 de ani, peste hotare și vor investi la noi. Și, da, și mă rog, vor veni alții, nu știm cum va arăta România. Eu m-aș bucura să vină și ei cu experiența lor când vor fi maturi. Eu m-aș bucura să rămân acolo, dar să nu plece ceilalți. Și asta ar fi un pentru câștig, măcar valul asta. Care vine să rămână, să fie așa convins. Și, dar și să vină vara. Energia nucleară în acest moment este considerată între energia regenerabilă, de exemplu, soare, vânt, apă, și energia poluatoare din țiței și cărbune. Deci este o energie semicurată. Sigur că... Cu riscurile de rigoare. Există riscuri, dar... Lumea occidentală toată se bazează în mare măsură și pe energia nucleară. Este o energie ieftină și sigură. Sigur, este sigură. O astfel de centrală aduce de la sine... Gândiți-vă numai ce a însemnat hidrocentrala de la Colibița ca investiție pentru zonă. Care este 1% poate din ce va fi noua centrală. Știți? Deci o investiție în zonă înseamnă bunăstare. 15 ani, 20 de ani... Locuri de muncă... Numai șantierul care familii, va fi acolo da, va însemna da, deja deci, creșterea zonei din punct de vedere economic vorbind. Multă lume ar dori să aibă în apropiere, nu aici, în apropiere un astfel de șantier. Să închidem cercul. Deci se va face sau nu la noi în județ? Sau dumneavoastră știți că la ei, Dej? Nu că știu. E în discuție încă ce-am citit, Salva, zona ce-am, Salva, ce-am, nu știu, nu, sau Rebra? Nu. Ce-am citit și din câte mai cunosc eu, îi trebuie debitul Someșului din jos de Dej. Deci, asta înseamnă că la momentul acesta nimic concret nu există la Consiliul Județean. Nu există Județean, concret, dar... O cerere depusă nu, de nu, nici, Ministerul nici de Resort și așa mai departe. Și categoric un astfel de adică proiect... nu ne trezim peste noapte că apare nu, o hidrocentrală, un astfel de proiect astfel de locația, un astfel de proiect se ascunde pentru a evita speculații. Sau poate chiar pentru a le face, mai știi, nu știu, să-mi dau seama. Dar din punct de vedere tehnic, din câte cunosc eu, debitul trebuie să fie un debit mare. Și undeva din jos de Dej, Someșul mare cu Someșul mic se... Debitul acolo ar fi suficient. Păi, probabil, pentru anumit... Deci cu centrala nucleară am stabilit-o, nu se face la noi în județ la momentul acesta, conform informațiilor deținute de Anton Vlad. Eu consider, nu dețin informații, dar părerea personală că este o fabulație. Așa. Pentru județ. Și atunci haideți să vorbim despre ceva ce sigur nu e fabulație. Depozit de deșeuri da, la Tărpiu. Este funcțional, va fi funțional proiectul? Se mai retrage bisnița sau nu se mai retrage? Și aici fabulații. A început bine, a început frumos. Președintele Consiliului, executivul și deliberativul și tot ce vreți l-au sprijinit. A început deja șantierul, a avut o licitații și acum încep, ca la noi la români, să se găsească tot felul de vinovați, bani cheltuiți aiurea. Și poate nu-i rău că se face asta. Adică să se mai oprească dacă se face, Doamne ferește, s-ar face ceva ilegal acolo. Dar, acum, în momentul în care l-am auzit pe primar Ovidiu Tudor Crețu că spune că e posibil ca Bistrița să se retragă, pentru că bistrițeanul va plăti de 3 ori mai mult prețul pentru gunoi decât plătește acum, am rămas cu un mare semn al întrebării. Acum eu, și sigur explicați-ne, că lămuriți-ne, luminați-ne. Toate răspunsurile pot fi formulate prin întrebări. Acest depozit de deșeuri de la Tărpiu, care deservește județul, este într-o zonă mai puțin populată. Ca să fie mai puțin costisitor, îl punem în Costa Bistriței. E bine? Nici de cum. Acest depozit de deșeuri deservește întreg județul.
Ne place cum arată apele județului, ne place cum arată domnule județului. Nici de cum. Acest depozit de deșeuri urmează în final, probabil în altă etapă, să facă selecția deșeurilor pe categorii, hârtie, Depozit metal. ecologic se Da, numește, practic. e Asta ecologic. constă El vine, noutatea și deci e pe viitorul dedesubt, se acesta, face un da. strat de, am văzut foarte multe, inclusiv în străinătate, se face un strat de compactat de pietriș, se pune o folie specială Așa. ca să Găurită, parcă, din locul nu ăla, sau cum? găurită, ca să nu lase apele reziduale să curgă în sol, Așa. să meargă în apa freatică. E o întreagă tehnologie, ni s-a Și după care explicat se odată. acoperă, după ce se compactează cu, mă rog, Pământ. buldoz, cu tăvălug, așa, se acopere cu folie și pe urmă se pune pământul din nou și se înerbează. Deci el este închis oarecum ermetic, lăsându-i se colectare de gaz, de biogaz, care, prin Acele gaze fermentare, da, care prin fermentare. se produc. Ne-am Deci, bucurat ca executivul Consiliului Județean Bistrița Năsăud să cheme odată, să-i cheme pe reprezentanții presei într-o excursie la un depozit ecologic din România să vedem și să arătăm poporului ce înseamnă. Cred că asta ar fi extraordinar, mai ales că acum există și televiziune. deci, Da. Deci ca, spuneți că ca, e ca, clar, am ca, înțeles demnitar, ca ideea. demnitar la mediu, 2 minute mai avem. ce vreau să vă spun, avem foarte mult de făcut pe infrastructura de mediu. Drumul până acolo a început să se facă și acesta, e Nu știu, nu, deci e regulă. proiect, dar nu știu, că n-am fost, nu Și aici urmăresc. existau discuții că, ba, licitația nu-i bună, ba, Deci nu-i bine că iar câștigă cineva din afara județului. nu cunosc. dacă Păi noi nu acum, avem în județ suficienți cum să vă spun, investitori în acest la un domeniu. astfel de proiect, o firmă din Europa, suntem în Uniunea Europeană. Ne place că suntem în Uniunea Europeană, nu? Da, exact. Dar numai Numai când când ne plecăm, dau ei numai când plecăm și ceva când primim. sau când mai Deci vine nu. o firmă așa ca Geigerul și lasă ceva lucrare de calitate, dar pe urmă, dacă se poate, tot cu de-ai Deci noștri. există uscături și de o parte și de alta. Există performanță și de o parte și de În două alta. minute, deși prea puțin, 1 minut pentru master planul de apă. Ce înseamnă master plan de apă? Adică Deci nu avem încă apă destul în Nu. județ, Deci este la vorba despre robinete? cealaltă parte a județului care nu a beneficiat de proiectul, de ISPA. programul ISPA. Ah. Programul ISPA extins de la Bistrița spre Valea Brâgăului. Sunt șanse sau e deja un proiect în derulare, Da, câștigat acest master plan? sunt în derulare. În derulare. Sigur, Deci e dar o mare e vorba de 80 realizare. de milioane de lei noi. În Valoare miliarde mare. nici nu mai știu cât Valoare înseamnă, dar e mare. foarte 800 mare. de miliarde. 800 de miliarde vor Sigur fi că da. investiți în Apă și apa ce va canale. apărea în canale și canalizare, Da, partea de sud a județului. Până unde se va duce? Și nu și Someșul, deci la Și Romna, Valea Barba, Someșului. Somen, da, sigur că da, Și Valea în Someșului. partea de sud se va duce acest master plan sau nu cuprinde partea de câmpie a județului? Deocamdată știu acolo pe Someș este. Deci partea de Și Someș. ce din coace cred că se Iar zice despre ceva. acest drum, și cu asta chiar încheiem, ce ne puteți spune tot în două vorbe, drumul care va uni județul Mureș cu municipiul Bistrița Deci, prin Blăjeni, via Lechința. el unește, dar într-o zi, mergând la Lechința, lărgirea lui, mă rog, da, deci modernizarea. l-am văzut în lucru. Deci, mergând cu business-uri Da. de la Lechința înspre Beclean, l-am văzut în lucru. Deci, se lucrează. Sunteți mulțumiți de constructorul de pe acest drum? Că și aici, ca în orice lucrare, apare câte ceva care se pare că n-ar fi prea în regulă. Acum, din Chiar goana... președintele Consiliului am înțeles că nu ar fi fost foarte Din mulțumit de mersul goana lucrurilor. mașinii n-am putut analiza. Nu, mă Mă refer rog, dacă există la nivel de Consiliul Județean o astfel de idee, că nu își fac n-am treaba poate chiar cum ar trebui drumarii de simțit acolo. neapărat, N-ați dar insistat așa ceva. acum, sigur că controlul beneficiarului E este foarte important. important. Și avem un reper, Geigerul, care a Și, făcut ceva de calitate da, și atunci tot timpul și îi comparăm cu ei, dacă noi probabil. de la început nu controlăm cu eficiență și corectitudine și competență, Așa este. putem să ajungem la final să ne supărăm unii pe alții. Deci Și trebuie foarte control de rău. la început. A fost, doamnelor și domnilor, alături de noi președintele Comisiei Economice din Consiliul Județean, Anton Vlad, un consilier local care, iată, pentru prima dată, după cum domnia sa a spus-o, după 2 ani, a venit într-o emisiune de televiziune să ne explice ce înseamnă un Consiliu Județean și cum funcționează. Noi vă mulțumim foarte mult, domnule președinte, domnule consilier județean, Și eu vă și mulțumesc vă mai pentru așteptăm la ASTV, cu iar mare dumneavoastră, plăcere. stimați telespectatori, vă spunem doar atât. Urmăriți ASTV pentru că vă promite astfel de proiecte prin care transparența administrativă să fie într-adevăr transparență, nu o sticlă mată sau murdărită din când în când, mai mult sau mai puțin intenționat. De ce? Pentru că ASTV este televiziunea ta. La revedere, toate bune!